Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Să știți că avem echinocțiul de toamnă și anume, în emisfera nordică, la noi începe toamna din punct de vedere astronomic, în emisfera sudică începe primăvara astronomică. Este un moment magic pentru toată lumea. Sâmbătă, ziua este egală cu noaptea și mai mult decât atât, soarele intră în balanță, ca asta înseamnă. Și începe sezonul balanțelor și la mulți ani, dragi balanțe. Doar că în acest an echinocțiu e destul de ciudat. Ascendentul este pe grad anaretic. În momentul în care soarele intră în balanță, da, se menține încă acel trigon cu Pluton. Nu e la grad exact, dar e suficient, da, cât să se simtă. Pluton încă e în cuadratură la noduri, dar tot e acolo, probabil o să ne lasem în pace în următoarea perioadă. Partea bună e că și punctul norocului se află într-un aspect foarte benefic, da, cu soarele. Asta înseamnă că timp de un an de zile, pentru toate zodiile, e valabil ce zic acum, tot ce ține de relații, acestea se vor rupe, acestea se vor transforma. Nu e neapărat, da, vorba de despărțiri, e vorba de transformări. Ideea este să fim cu toții înțelepți și ideea este să nu ne atașăm de chestii, da? Să lăsăm lucrurile să curgă. Se vor clarifica tot felul de relații oficiale, relația cu șefii, relația cu partenerul de viață, relația cu părinții, deci lucruri de genul acesta și cu siguranță vom fi pus așa față în față cu frica în următorul an, dar într-un sens pozitiv, adică dacă ne învingem o teamă, da? Să zic că ți este teamă că te desparți. Bun, învinge-ți teama, spui gata, m-am despărțit pentru mine, în mintea mea. Și să vezi că lucrurile se așează. Sau dacă să zic că îți dorești foarte mult o colaborare, îți dorești foarte mult să semnezi un contract. Poți să spui în mintea ta, bun, nu merge contractul ăsta, gata, m-am detașat, mă gândesc la altul. Da? Și dacă e să fie pentru tine contractul ăla, cu siguranță o să fie. Da? Nu peste noapte, că balanța durează, da? Cu toate că e nodul nord prin perpec. Pe cât vom amâna, pe cât vom balansa așa între tot felul de lucruri, pe atât ne vom trezi cu tot felul de reacții din partea universului, da? Care o să ne spună, băi, hai, acționează, fă, hai, împinge. Și e intens, da? E intensă toată povestea asta. Nu uităm că și Lilith se află într-un aspect foarte pozitiv, da, cu nodurile lunare. Însă, în următoarea perioadă și ea o să intre pe grad anaretic, deci vom asista spre final de septembrie, început de octombrie, la o explozie de lucruri ciudate, da? Legate de gelozii, legate de posesivitate, legate de atenție, de iubire, afaceri, copii, bani. Deci fiți atenți pe chestiile astea, în general vorbind. Revenind la echinocțiu, deci e un moment bun din punctul meu de vedere, că e cu eliberare, da? e pe ultimul grad, deci e vorba de a elibera ceva, de a ieși dintr-o situație, de a ne elibera. Fiind și karma pe acolo prin balanță, fiind și Marte pe acolo, Marte e cu tăiatul, ăsta taie tot ce prinde. Deci poate, da, să fie începutul unei perioade ciudate, așa cum am spus, pentru că nebănuite sunt căile universului. Putem trece prin teste, prin relații în următoarea perioadă, dar așa cum spuneam, este vorba și despre a ne învinge o teamă și despre a acționa, despre a ne elibera. Punctul norocului e învărsător, deci norocul pentru noi vine din ideea de detașare, de eliberare, de adevăr. Noi cu noi, în primul rând, să lăsăm pe alții. Noi cu noi, că nodul nord un berbec vorbește de noi cu noi. Cam despre asta e vorba. Bun, în general, ziua de sâmbătă, să știți că e bună. E bună. Și ziua de duminică este bună, doar că, știți cum, vom fi cu toții în weekend ceva mai realiști. Ne vom organiza mai bine. Vom vedea lucrurile mai clar. Se rezolvă multe lucruri și chiar ziua de duminică e plină cu surprize, e drăguță, e interesantă. Avem tot felul de provocări pe care reușim să le rezolvăm, de ce nu? Este un weekend intens, un weekend, cred eu, în care suntem puțin așa treziți la realitate. Da? Treziți la realitate. Bun, hai să vedem acum tarotul ce zice. A venit pisica să ne salute și avem Marea Preoteasă Împărăteasă pentru ziua de sâmbătă cu lumea. Deci e clar vorba despre o rupere, e clar vorba despre o decizie importantă, despre un adevăr care, da, poate să iasă la suprafață acum. Femeile, să știți că au un rol foarte important în ziua de sâmbătă. Puf!
punem capăt unor obiceiuri toxice, punem capăt unor lucruri mai puțin plăcute, mergem acolo unde ne simțim confortabil, mergem acolo unde ne simțim bine. O să vedeți că sâmbătă, în general, cu toții vom intra în contact cu foarte multe femei, se va comunica foarte mult, putem avea parte de tot felul de clarificări, repet, iar ziua de duminică vine cu marea preoteasă și cu împăratul și cu nebunul. Păi, duminică putem să rămânem surprinși de tot felul de vești pe care le aflăm. Tot duminică putem să ne impunem niște reguli noi, de ce nu? Putem să schimbăm puțin registru. Este și despre așa ceva. Dacă până acum aveam un anumit program, e, uite că îl putem schimba, putem să facem lucrurile să funcționeze altfel. Da? Energia asta a nebunului tot ne urmărește, da, de ceva timp și... Așa cum și știți, dragilor, am intrat deja în acele zile din lună cu 20, 21 până pe 29, în care lucrurile sunt destul de intense din punct de vedere energetic și din punct de vedere emoțional. Așa că este ok, repet, să vedem ce ne deranjează și să eliminăm lucrurile respective de acolo. Gata, am vorbit prea mult în introducere. Aveți și ritual pentru echinocțiu în comunitate. Ritualul este foarte fain. Deci e pentru fiecare zodie, îl găsiți la partea bună. S-a scris și că aveți ritualul acolo, ca să știți. E fantastic echinocțiul acesta, doar că așa cum spuneam, el vine și ne anunță că lucrurile trebuie schimbate, că ceva trebuie să închidem, trebuie să ne detașăm dintr-un anumit punct de vedere. Bun. În general, cred că ați observat în jurul vostru că sunt tot felul de tensiuni pe tot ce ține de relațiile cu ceilalți. Da? Nu era destul că e Pluton quadratură cu nodurile, a mai intrat și Marte în zodia karmei, deci în zodia balanței, care e zodia relațiilor, de ce nu? Deci cu atât mai mult trecem printr-o perioadă de transformări, de schimbări din acest punct de vedere. Și da, ce să mai... Detașarea e cheia. Detașarea e cheia și învingerea unei frici. Învingerea unei frici. Da. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte și începem cu berbecul. Dragi berbeci, pentru voi este un weekend în care ieșiți foarte mult în evidență, indiferent ce se întâmplă. Vedeți că pot apărea și mici mari conflicte în relația cu șefii, în relația cu părinții, în relația cu persoanele cu autoritatea asupra voastră. Însă acest echinocțiu este foarte bun pentru voi să vă clarificați odată pentru totdeauna o poveste de iubire, o relație pe care o aveți cu un șef, statutul vostru. E un moment foarte bun, aveți ajutor din partea prietenilor, din partea oamenilor din jurul vostru și asta este absolut fantastic, absolut fantastic pentru voi. Da? Sunteți și voi prinși pe muncă, sunteți prinși pe tot felul de lucruri ciudate. Relațiile voastre cu ceilalți, repet, dragi bărbeci, se vor schimba începând cu acest echinocțiu. Tot ceea ce ține de relații oficiale, relația cu partenerul de viață, relația cu părinții, relația cu clienții, de ce nu? Poate e cazul să abordați puțin lucrurile diferit. Iar ziua de duminică e foarte bună pentru voi, dar nu de dimineață. Deci vedeți că de dimineață se menține acolo o stare conflictuală. Evitați, da, toate chestiile astea. Surprize plăcute în ziua de duminică, reușiți să finalizați ceva, reușiți să vă eliberați dintr-o situație. 9 de monede, de pajul de spade. Ești foarte curios în legătură cu o sumă de bani, dar văd aici că este și un weekend în care te concentrezi foarte mult pe confortul tău, pe starea ta de bine. 7 de spade, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, tot 7 de spade poate să însemne și cineva care își urmărește interesul, dar uite că e și cineva aici care stă într-o situație doar de dragul de asta. Apoi avem 5 de cupe, trecutul bate la ușă, dar este un weekend foarte bun să faci pace cu trecutul, să spui gata, ce a fost, a fost rău, hai să vedem de acum încolo ce se poate întâmpla, ce poate să fie. Ai nevoie de ceva palpabil, ai nevoie de o dovadă fizică, ai nevoie de ceva stabil. Te revezi cu o persoană sau ai niște discuții cu cineva. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi echinocțiul reprezintă un moment în care, în primul rând, se mai rezolvă din acele probleme legate de relația cu colegii de la muncă, legate de sănătate, legate de relația cu rudele, de animalele de companie și așa mai departe. Se mai rezolvă din aceste situații. Însă, începând
cu acest weekend, timp de un an de zile, pentru tine vor fi foarte mari transformări în acest, mă rog, din acest punct de vedere. Vei încheia poate unele colaborări, poate anumite relații de la muncă în timp se rup, nu mai funcționează atât de bine. Relația cu rudele la fel, poate, știu eu, e nevoie acolo să mai dai un pas în spate, să-i mai lași în pace, să-și mai facă treburile. Ideea este că tu vei ieși foarte bine din povestea asta și indiferent ce se închide, indiferent ce se întâmplă, tu ești protejat, tu ești bine văzut, vei ieși bine din situație, vei ieși bine din poveste. Ți se cere acum să-ți învingi o teamă și de asemenea tot acest weekend pentru tine vine cu tot felul de surprize plăcute. Acest weekend poate să vină și cu niște întâlniri pe care le ai cu prietenii sau ceva interesant ce studiezi tu acolo. Începând cu acest echinocțiu, tu îți vei schimba foarte mult și ideile tale de viață, convingerile tale, dar repet, pe tot ce ține de relația cu rudele, relația cu vecinii, relația cu, cum să spun eu, colegii de la muncă. Și se mai rezolvă acolo niște chestiuni, dragi tauri. Regina de cupe, regele de bâte. O conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar și o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este un weekend în care emoțiile tale se pare că sunt foarte puternice și văd că vei acționa foarte mult. Mai văd o conexiune cu un șef sau cu o persoană importantă. Nouă de cupe, o bucurie pentru sufletul tău, o mulțumire, o împlinire pentru tine. Ceva te bucură. Ultima carte, doi de bâte, poate e ceva legat de zona străinătății sau este ceva legat de o călătorie îndepărtată, de un plan pe un termen mai lung pe care tu îl faci și mai văd că poate să fie și o veste bună privind familia sau privind chiar întemeierea unei familii. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, acest echinocțiu e foarte intens pentru voi. În primul rând este un weekend în care aveți foarte multe lucruri de făcut, sunteți prinși pe tot felul de activități, veți trăi la plus infinit, depinde de voi ce faceți, ori e cu pasiune, ori e cu cheltuieli, ori ceva acolo vă scoate oarecum din zona de confort. Însă vedeți că acest echinocțiu pentru voi e despre o poveste de iubire, despre un parteneriat de, despre un parteneriat de afaceri, despre un copil, despre persoana iubită, despre creativitatea ta. Vezi că acolo ceva se rupe, nimic nu o să mai fie la fel. Nimic nu o să mai fie la fel. Și norocul pentru tine vine din zona aceasta de online, vine din zona aceasta de spiritualitate, călătorii îndepărtate, intuiția ta, conexiunea cu divinul, pe acolo e un ajutor maxim pe care tu îl ai. Bineînțeles că mulți gemeni treceți printr-o perioadă de schimbări acum și simțiți acest lucru, că universul vă cam scoate așa din zona de confort, dar vă scoate tocmai ca să înțelegeți că mai aveți lucruri de finalizat. Deci, dragi gemeni, în următorul an, cu siguranță o poveste de iubire sau ce am spus eu aici, o colaborare, o afacere, totul se schimbă, dar e ceva benefic pentru tine. Pluto s-a întors pe casa 8-a tocmai că mai ai de făcut niște schimbări în rutina ta zilnică, în modul tău de a aborda viața, în relația cu rudele, la muncă. Deci acolo mai ai de făcut niște schimbări. Mai ai de făcut niște schimbări. Pentru tine, în general, este un weekend cu foarte mari surprize. Ți-aș recomanda să te și odihnești dacă poți. Dacă poți. Primești niște vești bune și undeva duminică seara sau luni dimineața afli o veste legată de un final, că ceva se închide, ceva se finalizează, ceva frumos se petrece pentru tine. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. Pentru voi ziua de sâmbătă este foarte bună. Uitați, aveți foarte multă intuiție, creativitate, dar acum Ana trebuie să o puneți și în practică. Doi de spade, șase de spade. Nu prea comunici, văd aici. O decizie importantă pe care o ai de luat privind un drum. O schimbare. Apoi avem șapte de monede. Poate aștepți niște bani în acest weekend sau este un moment în care reanalizezi puțin trecutul. Aștepți niște bani, aștepți o rezolvare. Regele de spade, ultima carte, deci ți se cere clar să-ți faci niște strategii, niște planuri foarte bine puse la punct, pe care să le și urmezi. Și de asemenea, dragi gemeni, voi puteți să luați o decizie importantă în acest weekend,
Și chiar veți rămâne surprinși de un mesaj, de un apel telefonic, ceva aici frumos se petrece pentru voi. Zodia Rac. Dragi raci, un weekend în care relațiile cu ceilalți sunt importante. Da? Ieșiți în evidență, sunteți populari. Ideea este că, începând cu acest echinocțiu de toamnă, timp de un an de zile, relația cu rudele nu o să mai fie la fel. Acolo se schimbă niște lucruri. Cineva pleacă, cineva se mută. Pentru unii poate să fie vorba despre o separare de care auziți în jurul vostru. Poate voi vă gândiți să vă separați, vă gândiți să, nu știu, să vă mai vedeți puțin de viața voastră. Acolo se întâmplă tot felul de lucruri, dragi raci, în mod special dacă discutăm de bărbați, da? De bărbații din viața voastră. Alți raci, puteți să finalizați, începând cu acest echinocțiu, ceva legat de o casă, ceva legat de o moștenire, un partaj sau chiar o bancă pentru unii. Sunteți foarte bine susținuți pe ideea de a închide, pe ideea de a face schimbări, de a face transformări. O relație de acolo nu o să mai fie la fel. Începând cu aceste echinocții, nu-ți imagina că din weekend gata, nu, un an de zile. Mai mult decât atât, uite, duminică apar tot felul de surprize frumoase pentru tine. Se liniștește ceva, se clarifică ceva, dar duminică dimineața evită conflictele cu rudele, evită chestiile astea. Interesant. Ți-aș recomanda să asculți și de la Gemeni, că au sărit exact cărțile de la Gemeni și nu vreau să le iau, vreau să iau altele. O să le iau în considerare, aia e, dacă au ieșit mai multe, înseamnă că avem informații. Da, cineva aici tot așteaptă un răspuns privind o mutare, o relocare, aștepți pe cineva să-ți vină în vizită, aștepți ca cineva să-ți scrie de la drum. Și văd aici Regina de Spade, ceva se clarifică, ceva începe să arate altfel începând cu acest weekend. Poate ai o conexiune și cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, sau poate este o chestiune legală, da, în privința căreia aștepți un răspuns. Regina de Monede, Turnul. O conexiune și cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Un adevăr pe care îl afli, dar este un weekend în care va fi nevoie să ai grijă de o persoană sau vei rămâne surprins de reacția unei persoane din jurul tău. Este vorba despre o femeie care spune, băi, gata, punct și de la capăt. Poate ești și tu că începi să te valorifici mai mult, dar poate să fie pentru unii raci și un moment în care vreți să plecați de undeva anume. E o schimbare bruscă pentru cei mai mulți dintre voi. E ceva brusc acolo care se petrece, legat de o femeie, legat de o sumă de bani, legat de starea voastră de confort. Zodia Leu. Dragii lei, începând cu aceste echinocții, relația cu rudele nu o să mai fie la fel. Pe acolo e nevoie să mai închideți niște relații sau e nevoie ca ceva să se schimbe. Mai ales că vi se cere să abordați lucrurile de la nivel înalt și chiar v-aș sfătui ca în următorul an să citiți bine, da, ce vi se spune, să fiți atenți la toate părțile astea, să contactați persoanele care sunt specialiste în domeniile lor, adică nu faceți chestii așa de capul vostru. Da? Unul la mână, doi la mână, soarele este guvernatorul tău și e clar un moment foarte important pentru tine. Norocul timp de un an de zile vine din partea celorlalți, da? Din relația cu ceilalți, din partea partenerului. Unii lei poate chiar treceți printr-o schimbare privind un contract de muncă, privind un proiect pe care le aveți sau pentru alții, așa cum am zis, e vorba de rudele voastre. În special bărbații, deci e cineva acolo toxic, simt eu să transmit, care trebuie lăsat deoparte. Nu e neapărat să fie un bărbat, poate să fie și o femeie cu o energie mai masculină, da? pentru unii lei. Soarele este într-o poziție bună, deci a intrat într-o poziție foarte bună pentru tine și te ajută foarte, foarte mult. Este un weekend în care oricum ești prins pe muncă, pe relația cu rudele, pe relația cu animalele de companie, pe partea aceasta strânsă de sănătate și asta e ok. Ziua de duminică e foarte bună pentru tine pentru că ai parte de niște surprize extrem de plăcute, extrem de plăcute. Și dacă te gândești să renunți la un obicei care îți face rău, duminică seara e momentul potrivit. Hai să vedem, dragii lei, ce faceți voi.
4 de bâte, avem aici 10 de monede. Deci familia și casa au o importanță specială pentru tine în acest weekend. E o petrecere aici, e o întâlnire cu niște oameni dragi ție. Poate să fie o bucurie legată de casa ta, de un proiect. 5 de cupe. Foarte interesant, tot iese 5 de cupe. Uite, închizi ceva din trecut. Poate acum ți se arată că ceva nu e în regulă. Ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Privind un inamic, privind o persoană din jurul tău. Pajul de monede, ultima carte. Te concentrezi foarte mult pe partea practică a lucrurilor. Este un weekend în care studiezi, un weekend în care analizezi ceva anume. Și mai văd aici și o bucurie pentru tine care apare. Este o bucurie legată de un copil, legată de o persoană mai tânără. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi să știți că este un echinocțiu care va schimba destul de mult tot ceea ce ține de bani, tot ceea ce ține de valoarea pe care voi o oferiți celorlalți, cum anume valorificați lumea, cum anume sunteți voi valorificați și relația cu bunurile voastre, relația cu părțile voastre fizice, da? Acolo se produc tot felul de schimbări. Este vorba și despre plăcerea pe care voi o aveți în urma unor lucruri pe care le faceți. Sau pentru alții este vorba despre niște schimbări foarte mari legate de un copil, legate de o afacere, posibil și acest lucru, care să vă trezească puțin la realitate. Tot vă spuneam de ceva timp faptul că e nevoie să vedeți puțin da, cine merită să oferiți și cine nu merită. Vă mai explicam povestea aia care știu că nu vă place, că dacă un om da, a mâncat și e sătul și mai are și mâncare în frigider, degeaba mergi să-i dai tu o farfurie de mâncare, că așa te-ai gândit tu, că nu o să aprecieze, pentru că nu o să aprecieze. Da? Altceva e când omul respectiv are nevoie de ajutor și îți cere. Cam așa și la tine. E nevoie să înveți chestiile astea. E nevoie să le înveți. Și bineînțeles că discutăm și despre o resetare privind partea aceasta financiară, pentru că da, pe acolo mai ai lucruri de învățat. Poate lucrezi prea mult și ești plătit puțin, poate cer prea mult, da, poate nu ești acolo unde trebuie. Și bineînțeles că și partea aceasta de alimentație, da, poate să ai de parte de schimbări începând cu acest echinocțiu. Este ceva care pe tine te va ajuta foarte mult pe sănătate, pe muncă, pe rutina ta zilnică și asta e ok și în mod special în relația cu rudele. Pe de altă parte este un weekend pentru tine în care ai chef să te distrezi, ai chef să te simți bine, chiar este un weekend foarte, foarte bun și ziua de sâmbătă e superbă pentru tine să te vezi cu persoana iubită, să stai de vorbă cu un copil, să faci acele lucruri care ție personal îți plac, iar ziua de duminică vine cu tot felul de surprize plăcute pentru sufletul tău. Te întâlnești cu oameni dragi ție, poți să cunoști pe cineva, dar treaba cu cunoscutul, nu știu, trebuie să și ieși din casă, să socializezi, mergi la un spectacol, mergi undeva, distrează-te, nu știu, relaxează-te, da? Nu trebuie să stai în casă. Că dacă stai în casă, garantat nu apare nimeni, indiferent ce se întâmplă. Sunt rare cazurile în care cei care livrează mâncarea, da, vin și sună la ușă și vă îndrăgostiți. Asta e rar. Nu prea se întâmplă. Trebuie să vedeți, dragi fecioare, ce vă place și ce nu vă place. Cine merită, cine nu merită. 4 de monede. Este ca o stare așa de meditație pe care o ai aici. Meditezi și îți dai seama că, uite, e nevoie să mă rup dintr-o situație. Mai văd și niște idei așa care tot se învârtă în capul tău, în jurul tău. Ți se cere să dai un pas în spate. Să dai un pas în spate și să vezi lucrurile într-un mod obiectiv, să nu le iei la modul personal. Apoi avem temperanța, o conexiune cu zodia săgetător, dar este și un weekend în care vei reuși să găsești un echilibru în viața ta. Te împaci cu o persoană sau ai niște discuții intense. Apoi avem aici pajul de cupe. O veste bună care apare. Pajul de cupe poate să însemne și o bucurie pentru sufletul tău. O legătură cu un copil sau cu o persoană dragă ție.
Unii vă dați seama că e nevoie să vă ajutați copilul la interior. Da, pentru unii e vorba și de copilul interior care trebuie vindecat. Zodia Balanță. Dragi balanțe, sunteți în centrul atenției, să știți. Sunteți în centrul atenției. Începe sezonul vostru la mulți ani, să aveți parte de tot binele din lume, însă, dragi balanțe, acest echinocțiu este diferit. Și este vorba despre faptul că timp de un an de zile, fie că vrei, fie că nu vrei, da, se vor transforma, da, relațiile tale sau tu te transformi, da, tu te gândești serios, gata, să închizi ceva. Și e ceva ce are legătură cu stabilitatea ta emoțională, cu casa, familia, liniștea. Vezi că norocul vine din zona unui copil, norocul vine pe persoana iubită, pe o afacere, pe starea ta de bine, pe plăcerile tale. Deci acolo e de bine. Însă, repet, da, Pluto, care, da, se înțelege bine cu soarele, dar e în quadratură la noduri, clar vrea schimbări pentru tine. Și vom vedea foarte multe balanțe care în sfârșit vor lua decizii legate de relațiile cu ceilalți, legate de oamenii din jur. Pentru că, da, o să vă dați seama, poate nu acum, dar, mă rog, momentan vă dați seama doar dintr-un anumit punct de vedere. Vedeți că din octombrie intră și Lilith pe ultima casă astrologică și o să vă dați voi seama cine e pentru voi și cine nu e pentru voi, da? Și dacă, mă rog, v-am mai zis eu prin luna octombrie, deci dacă știți ce vreți, e ok, deja se simte energiile, de asta insist. Timp de un an de zile tu vei pune capăt unor relații din viața ta, dar acele relații toxice, oricum deja ai în minte să închizi ceva, dar lucrurile posibil să se accelereze. Pentru tine este un weekend în care casa și familia sunt importante, viața privată, sufletul tău și se reiau niște discuții undeva sâmbătă seara sau mergi într-un loc mai relaxant, într-un loc mai retras, iar duminică este o zi plină cu surprize pentru tine, surprize plăcute legate de relația cu persoana iubită, legate de o afacere, ceva legat de un copil. Pajul de bâte, regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Este un weekend în care tu vrei să încerci lucruri noi, tot pajul de bâte înseamnă bucurie, înseamnă că este un moment în care te gândești să te bucuri de viață, te gândești să lași aceste emoții deoparte și să acționezi. Te concentrezi pe partea materială a lucrurilor, da? Dar este și un weekend în care vei dori să-ți impui punctul de vedere, da? Și cu cinciul ăsta de bâte poate să însemne și un moment de mică mare gelozie sau discuții în contradictoriu care pot apărea. Oricum se întâmplă multe lucruri, poate ai de luat o decizie importantă și se pare că în acest weekend îți vine ideea sau apare scânteia, apare acel ceva care pe tine personal te ajută. Zodia Scorpion, dragi Scorpioni. Echinocțiul pentru voi reprezintă un moment de purificare. Timp de un an de zile, tot ceea ce ține de relația cu bărbații din viața ta va avea schimbări majore și discutăm despre închideri. Da? Se vor închide multe relații. Acum, ideea e să nu insiști tu să le ții acolo, doar de dragul de a le ține. Secretul e detașarea pentru tine, detașare din toate punctele de vedere. Pentru că vei vedea că universul te va ajuta mult mai mult. Este un echinocțiu negativ, să ne înțelegem. Pluto, guvernatorul tău, este într-o relație bună cu soarele. Pot fi niște decizii bruște pe care le iei. Cu siguranță deja te gândești la ele sau ți este teamă. Încearcă să dai față în față cu teama. Încearcă să spui, bun, gata, s-a întâmplat. Și de acum încolo ce fac? Aia e. Și să vezi că lucrurile se rezolvă altfel. De asemenea, văd că norocul pentru tine vine de pe casă, de pe familie, de pe stabilitatea aceasta ta emoțională. Deci sunt lucruri care te ajută. E ca și cum începând cu acest weekend, începi să elimini din viața ta toate cele lucruri negative. Și normal că rămâi liniștit, normal că ești mult mai bine. Un weekend în care socializezi foarte mult, intri în contact cu rudele, cu persoanele dragi ție.
Duminică ai parte de tot felul de surprize plăcute din partea partenerului, din partea unei persoane din familie, poate e vorba de cineva din trecutul tău care vrea să reluați legătura. Pajul de bâte și șase de bâte. O bucurie pentru tine, o victorie. Împăratul vorbește despre o conexiune cu zodia Berbec, o activitate nouă pe care o faci, o bucurie pe care o ai, un nou mod de a acționa. Împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Este o bucurie privind confortul tău, privind stabilitatea ta din punct de vedere emoțional sau din punct de vedere financiar. Ai legătură cu un copil sau dacă ești o persoană mai tânără, vezi că ai legătură cu o persoană mai în vârstă sau o persoană mai matură. Regele de cupe, ultima carte, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Te vindeci, rezolvi ceva. Poate să apară o provocare în relația cu o persoană dragă ție. Dar tot văd eu aici că trecutul ăsta bate la ușă. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, începând cu acest echinocțiu, relația cu prietenii, relația cu anturajul nu o să mai fie la fel. Veți vedea relații care se rup. Veți vedea relații care trec prin transformări, prin schimbări. Și e ok, pentru că e nevoie să vă faceți și voi curățenie pe acolo. Pe de altă parte, văd multe proiecte pe care e posibil să le închizi în următorul an sau multe planuri de viitor la care o să te gândești serios să renunți, pentru că, ce să vezi, nu sunt potrivite pentru tine. Fie îți dai seama că nu-ți ies bani de acolo, fie îți dai seama că nu ești apreciat, că nu e pentru tine toată situația. Ești foarte bine susținut timp de un an de zile pe rude, da? Pe sfaturile pe care ți le dau rudele, pe relația cu prietenii, relația cu anturajul tău, pe partea aceasta de studiu, de acte, de învățat, foarte multă susținere ai de acolo, iar pentru tine este un weekend în care banii contează, un weekend în care poate mergi la cumpărături sau primești bani, te simți apreciat și uite, dacă vrei să mergi la cumpărături, să știi că primești reduceri, da? Sau e ceva frumos acolo. Asul de monede, asul de cupe, spânzuratul. Da, voi vedeți o altă realitate. E o agitație aici de mult timp, care are legătură fie cu un copil, fie cu niște lucruri vechi, are legătură cu interiorul tău, da, copilul tău interior. Asul de monede, asul de cupe. Ție aici ți se arată o dovadă. Mergi într-un loc nou, mănânci ceva nou, vrei să acționezi într-un mod diferit. Ți se arată o dovadă fizică palpabilă, cum că lucrurile pot sta și altfel. Șapte de bâte. Mai văd pe cineva care încearcă să-și impună părerea în fața ta sau poate tu vei încerca să-ți impui părerea, să-ți impui ideile în fața celorlalți. Uite, un drum scurt pe care îl faci, niște discuții plăcute pe care le ai. Uite, spânzuratul a venit clarificat cu 4 de monede, 8 de spade, deci ai tu acolo niște idei și spui nu, doar prietenul ăsta e cu mine, suntem prieteni de atâta timp sau proiectul ăsta merge de atâta timp și nu vreau să renunț. Dragi săgetători, poate e cazul să încercați să fie să nu mai influențați voi pe ceilalți, fie să nu vă mai lăsați voi influențați de ceilalți. Ia vedeți ce vă place vouă cu adevărat, că până la urmă nu vă dă nimeni de mâncare și până la urmă da, nu stă nimeni să vă țină de mână tot timpul. Mai vedeți puțin și ce vă place vouă și dacă nu vă simțiți bine într-un grup de oameni, într-un anturaj, oriunde vreți voi, plecați de acolo, că oricum o să plecați timp de un an de zile. Da? N-are sens. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, începând cu acest weekend, da, timp de un an de zile, vedeți că relația cu șefii nu o să mai fie la fel. Poziția în care sunteți voi nu o să mai fie la fel. Poate vă dați demisia, vă angajați în altă parte. Poate schimbați departamentul, poate schimbați locul în care lucrați. Alții, nu știu, poate știu eu, șeful își dă demisia și atunci puteți să avansați și posibil și acest lucru. Dar acolo, oricum ar fi, sunt schimbări destul de mari. Și vezi tu, e o situație din care tu vei ieși bine, fie ca bani, fie ieși bine ca și încredere în tine. Deci reușești să rezolvi anumite situații. Pentru tine este un weekend în care te concentrezi pe propria persoană. Totul depinde de tine, da? E nevoie să-ți învingi o teamă, e nevoie să te mai gândești puțin și la propria persoană.
E important acest aspect, ce să facem. Poate te gândești să dai un pas în spate dintr-o situație anume. Ziua de duminică e bună pentru tine. Uite, ieși cu rudele sau comunici foarte mult. Te întâlnești poate cu persoana iubită, cu un copil, ai parte de surprize plăcute. Faci acolo niște activități foarte dragi sufletului tău. 4 de spade, 7 de spade. Deci stai și te gândești aici că nu te mai simți satisfăcut din punct de vedere financiar sau pur și simplu nu-ți mai place ceva anume. Poate o responsabilitate pe care o ai, poate relația cu partenerul, posibil și așa ceva. 2 de bâte, 4 de spade. E clar vorba aici despre o așteptare în care ești pus. Regina de monede este cartea ta. Așa cum spuneam, banii sunt importanți pentru tine în acest weekend și tot regina de monede poate să vină cu multă stabilitate din punct de vedere material. 4 de cupe, o senzație de plictiseală, de oboseală, dar tot 4 de cupe poate să-ți spună și despre faptul că ceva ți este indiferent. Speranța nu contează, important e practic să se întâmple ceva, dar se întâmplă. E important să ai speranța, așa simt să-ți transmit din ce văd aici. Ți se cere să te detașezi, să te relaxezi puțin. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, începând cu acest weekend, începând cu acest echinocțiu de toamnă pentru voi, relația cu profesorii, relația cu mentorii, tot ceea ce ține de o relație oficială parafată de acte, relația cu studiile superioare, acte, relația cu străinătatea, nimic nu o să mai fie la fel. Ceva acolo se închide în legătură cu un bărbat. Da? Ceva se închide, ceva se finalizează. Vedeți deja că sunt niște lucruri ciudate și poate e nevoie să acționați, dragi vărsători. Da? Trebuie să lăsați puțin teoria deoparte și să băgați lucrurile în practică. De asemenea, niște idei pe care le aveți voi despre relații, despre oameni, la fel, se vor schimba. Este ceva extrem de benefic pentru tine. Ți se cere să-ți învingi o teamă și cu siguranță îți vei învinge o teamă. Cu siguranță vei reuși să-ți vindeci anumite lucruri, da? Poate chiar ideea aceasta de a-ți asuma ceva important. Norocul este în zodia ta, deci nu are ce să fie rău. E ceva foarte benefic pentru tine ca și persoană și chiar ți-aș recomanda să alegi puțin așa partea aceasta de plăcere. Pentru tine este un weekend în care nu prea poți controlezi lucrurile, vezi că n-ai energia necesară, ai foarte multă intuiție, în schimb e nevoie să lași lucrurile să se desfășoare și indiferent ce se închide, nu insista. O discuție intensă văd sâmbătă seara cu un copil sau cu persoana iubită și de asemenea ziua de duminică te găsește cu tot felul de surprize legate de casa ta, legate de tine, poate și tu te surprinzi pe tine cu niște reacții pe care le ai și tot undeva duminică, uite, poți avea niște cheltuieli de făcut sau tot undeva duminică pot apărea tot felul de oportunități interesante. Vezi ce visezi duminică seara sau vezi ce se întâmplă. E nevoie să nu-ți mai fie teamă, să nu mai stai departe, să vii mai aproape de oameni, de ceilalți, de persoana iubită, de tine, de sufletul tău. Patru de monede, regina de monede, 6 de monede, 6 de cupe, măcar atât. O veste bună legată de un copil, văd aici, sau o veste bună legată de persoana iubită. Foarte multă speranță pe care tu o ai în acest weekend. Poți să cunoști o nouă persoană pentru unii vărsători. Trecutul iarăși bate serios la ușă și avem un 4 de monede. Vrei neapărat ceva anume, nu vrei să te dai la o parte. Se întâmplă ceva care pe tine te face să-ți crească încrederea în tine. E ceva benefic, e ceva bun. Regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Planuri financiare este important, însă ți se cere clar să ai grijă și de tine în acest weekend. Vezi că nu stai bine cu energia, dacă simți nevoia să te odihnești, lasă vasele acolo și mergi și te odihnește. Mergi într-un loc vechi, într-un loc drag sufletului tău. Primești o veste bună privind o șefă, privind o persoană importantă. 6 de monede. Primești niște bani, dai niște bani, poate ai niște cheltuieli sau poate te gândești să-ți cumperi ceva pentru sufletul tău.
Văd o bucurie mare aici pe care o ai. Sau un ajutor pe care îl primești. Zodia Pești. Dragi peștișori, pentru voi echinocțiul e intens, să știți. Relația cu băncile, relația cu partenerul, tot ceea ce ține de relația cu bărbații din jurul tău, relația cu divinitate. Și în general, începând cu acest echinocțiu, timp de un an de zile, viața ta se transformă radical, mai ales când discutăm de bărbații din viața ta. Da? Timp de o lună de zile, vezi că e cineva acolo, fie, nu știu, șeful care are probleme financiare, de faliment sau partenerul de viață poate să treacă printr-o perioadă ciudată, aglomerată. Da? Și acest aspect, repet, va schimba destul de mult lucrurile. Se închide ceva, nu știu, ești la pensie sau închizi ceva, câștigi o bursă sau faci ceva de genul acesta. Este ceva extrem de benefic pentru tine, tu ești protejat din toată povestea asta, însă este ceva legat de viitorul tău. E ca și cum îți dai seama că e cazul să-ți mai schimbi niște planuri de viitor sau îți dai seama că e cazul să fii puțin mai atent atunci când discutăm de prietenii tăi. Că Pluto nu stă degeaba acolo și în quadratură cu nodurile. Câțiva prieteni mai trebuie eliminați de prin viața ta, da? Mai îndepărtează-te, mai ieși din anumite grupuri, vezi că ea poate te folosesc doar, da? Adică fii puțin atent pe partea aceasta. O schimbare mare pentru tine, mare, 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 începând cu acest echinocțiu, repet, legat de bani, moșteniri, bărbații din viața ta, afaceri, relația cu divinitatea, de ce nu? Și acolo. Iar pentru tine este un weekend în care intri în contact cu foarte mulți oameni, prieteni, grupuri mari de oameni, stai foarte mult pe zona de online, îți faci planuri de viitor. Chiar sâmbătă seara te văd înconjurat de niște oameni, nu știu, și duminică ai parte de niște surprize legate de un fost prieten, de o fostă iubire, de un fost vecin pe care nu l-ai mai văzut de mult timp sau poate e o surpriză legată de o rudă. Pentru unii pești. Regele de spade, 10 de spade, deci o conexiune aici cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Vezi tu, ceva se finalizează sau ceva s-a finalizat deja, pentru că văd aici o senzație de suferință pe care cineva o are sau văd o persoană care pur și simplu își calcă pe inimă. 5 de monede, atenție pe partea de sănătate, 5 de monede poate să însemne și un abandon. Cineva abandonează, cineva își dă demisia, văd o persoană care lasă ceva în urma sa. Regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Un weekend în care ți se cere să fii puțin atent și pe partea aceasta de detalii, dar este un weekend în care primești o veste legată de o moștenire, de niște bani, de o investiție. E o dezamăgire privind zona intelectuală sau zona aceasta rațională și îți dai seama că trebuie să pui și tu lucrurile în practică. Doi de cupe, ultima carte, o întâlnire cu o persoană dragă ție, poate cunoști pe cineva. Tot doi de cupe înseamnă și o înțelegere pe care o faci cu o persoană, dar pentru alți pești vedeți că poate să fie o întâlnire virtuală, adică vă auziți, da, la telefon, prin mesaje. Dar văd și o decizie aici importantă și o relație mai ascunsă sau o întâlnire ciudată. Niște declarații intense care se fac. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă invit cu drag și la previziunile, da, pentru această săptămână, la previziunile pentru septembrie. Ușor, ușor apar și toate previziunile pentru octombrie. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de un weekend cât mai frumos și chiar vă rog să faceți ritualul ăla de la solstițiu, că e intens pentru toată lumea. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți un echinocțiu de poveste și un weekend superb.